Ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Este timpul speranței. Cu aceste sentimente vă scriu tuturor pentru că simt în inima mea că trebuie să transmit un mesaj de speranță fiecăruia dintre voi în aceste momente în care suntem martorii unor evenimente care ne îndurerează. Este mesajul Preasfințitului Anton Coșa, episcop de Chișinău, adresat mai ales credincioșilor pe care îi păstorește, dar și refugiaților ucrainieni primiți în dieceza de Chișinău. Îl avem chiar acum alături de noi prin telefon pe Preasfințitul Anton Coșa, episcop diecezan la Episcopia Romano-Catolică de Chișinău. Lăudat să fie Iisus Hristos, mulțumim pentru prezența în emisiune. În vecii vecii și vă mulțumesc pentru invitație. Preasfințite, cum se simte în Republica Moldova criza din Ucraina? Înainte de toate, ce să spun, aș vrea să încep prin a transmite de aici, din Chișinău, un salut frățesc tuturor ascultătorilor Radio RCS FM, din partea mea și a colaboratorilor mei, precum și mulțumirile noastre adresate întregii echipe pentru prietenia ce ne-o purtați, pentru că sunteți mereu aproape de noi, ne urmăriți și ne oferiți și posibilitatea să intrăm în contact cu frații noștri din România. Cât privește criza din Ucraina, eu aș fi mai concret și aș numi o tragedia din Ucraina, pentru că acolo se întâmplă lucruri groaznice. Și nu vorbim numai de distrugerile legate de infrastructura orașelor mai mari și altor localități importante, dar am în vedere și atâtea jertfe umane, printre care mulți civili și chiar copilași. Asta nu e doar o criză, ci, așa cum spuneam, o adevărată tragedie. Și ceea ce vă spun eu nu sunt doar informații din presă, ci ne-o spun cei cu care suntem în contact, preoți și chiar episcopi, prieteni și cunoscuți, reprezentanți a diferitor organizații cu care colaborăm, Caritas și nu numai, și cu care ne mai auzim din când în când. Povestesc despre ororile războiului refugiații ucraineni care au umplut Moldova și care ajung și prin casele noastre. Preasfințite, există și în Republica Moldova fundații caritabile care se mobilizează în această perioadă? Cum fac acest lucru? Care este atmosfera din acest punct de vedere? Cât privește caritatea în Moldova, aș îndrăzni să spun că există o intensă activitate caritativă, pentru că există numeroase organizații de binefacere, poate chiar prea multe, dar o spun nu în sens negativ, ci pentru a sublinia că uneori necesitățile sunt mai puține decât oferta de ajutor. Ei, și totuși, în aceste situații, precum aceasta, precum cea pe care o trăim acum, organizațiile de caritate nu sunt în stare singure să ofere ajutorul cerut de refugiați. Și în acest sens trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului și să recunoaștem că autoritățile statului s-au organizat remarcabil și au preluat o mare parte dintre serviciile de caritate de care au nevoie refugiații, care, așa cum spuneam, nu sunt puțini. Conform ultimelor date primite ieri, se pare că avem cu statut de refugiat în jur de 80.000 de persoane. Dar cu siguranță numărul este mult mai mare, întrucât unii au venit pe cont propriu și s-au cazat prin hoteluri sau case închiriate, desigur, aceia care aveau posibilități financiare. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, aș concluziona că întreaga noastră societate s-a mobilizat într-un mod exemplar pentru a oferi ajutor oamenilor în suferință. S-a mobilizat societatea, s-a mobilizat și Biserica Catolică și în acest sens v-aș întreba cum reușește să răspundă, să spunem așa, acestei tragedii, ce se poate face, pentru că nu doar Caritas Moldova, dar și alte instituții din partea Bisericii știu că lucrează în mod intens acum.
Da, și noi ne-am mobilizat îndată ce am auzit că a început războiul. Ba chiar aș spune că am fost un pas înaintea altora, întrucât cu câteva zile înainte am fost invitați de unii parteneri ai Caritasului nostru să ne organizăm în vederea primirii refugiaților în eventualitatea începerii războiului. Așa că am avut întâlniri cu mai mulți preoți, cu reprezentanții organizațiilor noastre de caritate, cărora le-am transmis sarcina de a începe deja pregătirea tuturor structurilor noastre care ar putea să primească refugiați. Avem mai multe fundații de caritate, într-adevăr, care au început imediat să se organizeze și în afară de Caritas Moldova, o activitate importantă o au fundațiile Regina Pacis, Optima Fide, Ioan Paul al II-lea, Casa Providenței. Dar, cum spuneam mai sus, au fost invitate toate parohiile să se angajeze în acest sens, fie punând la dispoziție casele parohiale, acolo unde este posibil, fie invitând credincioșii să primească refugiați chiar în casele lor. Împreună cu Caritas Luxemburg am prevăzut să ajutăm financiar familiile care primesc refugiați, astfel încât să poată oferi tot ceea ce este nevoie: încăperi încălzite, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte și hrană caldă. Noi prevedem să primim în structurile diecezei, inclusiv prin familiile noastre, în jur de 500 de persoane. Preasfințite, cum vedeți, să spunem așa, în situația de față, inițiativa Sfântului Părinte, aceea de a intensifica rugăciunea pentru pace în fiecare zi, dar în mod deosebit a oferi postul și rugăciunea noastră în ziua de Miercurea Cenușii. Cumva toate aceste eforturi care sunt absolut necesare, fizice, practice, însoțite de rugăciunea noastră. Cum spuneam și cu altă ocazie, comunitățile noastre au fost invitate cu mult timp înainte și de mai multe ori să se roage pentru pacea în Ucraina, dar și în țările învecinate, în regiunea noastră. Astfel că există mai multe inițiative de rugăciune, unele cu caracter public, altele privat. De exemplu, o soră de-a noastră a făcut un grup de rugăciune pe Viber, organizând o novenă de rugăciune 24 din 24 de ore, în care sunt implicate persoane din toate parohiile. Desigur, inițiativa Sfântului Părinte vine să ne încurajeze în rugăciunea noastră și ne ajută să înțelegem că aceasta este calea păcii. Mâini ridicate spre cer în rugăciune și inimi curățate prin post și pocăință. Este timpul speranței. Cu aceste cuvinte ați început mesajul de încurajare publicat în aceste zile și am început și noi acest interviu. Care este deci îndemnul pe care am văzut încă de la începutul acestei crize l-ați adresat comunităților pe care le păstruiți, fiind și atât de aproape de această tragedie? Într-adevăr, în fața războiului care începuse în Ucraina, eu însumi, cuprins de teamă și consternare, am simțit în inima mea că trebuie să vin cu un mesaj de speranță pentru a îndemna credincioșii să nu piardă din vedere faptul că Dumnezeu ne este alături și că El nu ne va părăsi nicicum. Și cu această ocazie i-am încurajat pe creștinii noștri să se roage necontenit și am invitat pe toți la caritate ca să-și deschidă inimile cu iubire, cu atenție, pentru a-i ajuta pe cei care, fugind de război, bat la ușile noastre. Rugăciunea și caritatea trebuie să fie armele noastre în acest timp, pentru a da speranță și pentru a învinge în inima omului orice sentiment de frică și ură.
Rugăciune și caritate. Mulțumim mult pentru aceste cuvinte preasfințite, dar și pentru, să spunem, toate aceste informații pe care ni le-ați adus. Vă însoțim cu rugăciune, așa cum îi însoțim pe toți cei care în această perioadă, mai mult ca oricând, au nevoie de susținerea noastră și vă dorim, pentru că, iată, începe și timpul postului mare, un post binecuvântat și să fie cât mai liniștit și plin de pace. Vă mulțumesc mult și să vă audă Dumnezeu! Mulțumim, a fost alături de noi până în acest moment prin telefon preasfințitul Anton Coșa, episcop diecezan la Episcopia Romano-Catolică de Chișinău.